Echipa școlii gimnaziale numărul 1 din Dragu s-a calificat în finala pe țară la Oină, printre primele 7 echipe din țară. Toate celelalte echipe prezente au obținut de asemenea o serie de diplome și cupe în funcție de rezultate. Cupa Dragoș Vodă la Oină, ce a avut loc duminică în comuna Dragu, s-a încheiat în favoarea echipelor locale de seniori și juniori. Diplomele și cupele oferite de organizatori au reprezentat momente de neuitat pentru sportivii echipelor prezente. Astfel, la juniori, echipa școlii gimnaziale numărul 1 Dragu a obținut locul întâi, locul al doilea a fost ocupat de școala gimnazială Gelerșan Dormicula din satul Mare, iar locul 3 a aparținut școlii Remetea Chioarului din județul Maramureș. La seniori, echipa Drum Nou Dragu a obținut locul întâi, pe locul 2 clasa Dinamico Ruia din Maramureș, locul 3 a aparținut echipei Măgura Coaș și pe locul 4 s-a clasat echipa din satul Mare Viitorul Micula. În urma acestor rezultate, școala gimnazială numărul 1 Dragu a reeditat performanța din urmă cu 2 ani, obținând calificarea în finală, care va avea loc în localitatea Salcea din județul Suceava, în perioada 9-11 mai. Locul 1, Agronova Dragu. Avem adversari! Sportivii din comuna Dragu și ceilalți sportivi de la celelalte echipe iubesc acest sport, iar seniorii au încredere în cei mici că vor ajunge departe prin practicarea acestui sport. Îți place Oina? Da. Cât de mult? Mult. Nu-ți place mai mult fotbalul sau alt joc? La fel. De când joci? De 2 ani. Ăsta e al doilea an. Și sunteți câștigători sau? La juniori am luat locul întâi. Bravo. Și cum vi s-a părut jocul cu veteranii? Cam greu. Vreți să ajungeți departe? Da. Cum vi se par jocurile juniorilor? Deci, cei mici din Dragu vorbim, chiar foarte bun. După ultima dată când a fost aici, a jucat foarte bine. Deci au perspectivă, fiind mici, o să aibă succes mult, sper eu. Și echipa de seniori cât o să mai țină? Păi o să țină, că normal trebuie să vină mai mult, dar păi nu ne-am putut aduna fiecare serviciu, problemele. Care poate vine, în tot cazul, că suntem vechi, 45-50 de ani. Antrenorul echipei Măgura Coaș, Buga Marcel, a felicitat echipele câștigătoare și a ținut să mulțumească și televiziunii Sălejanul TV pentru promovarea acestui sport național. S-au văzut emoțiile la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, respectiv la gimnaziu, dar la final a fost frumos, a câștigat echipa cea mai bună, respectiv gazdele, îi felicităm, le dorim în continuare să facă o imagine bună la finala pe țară de la Suceava. Felicit pe această cale presa locală și județeană. Este bine că este prezentă pe terenul de Oină și sperăm în viitor să fie prezent alături de noi și să ne promoveze mai mult. Directorul școlii gimnaziale numărul 1 din Dragu și coordonatorul competiției, Cosmin Ardălean, spune că această competiție a fost una foarte frumoasă și cu jocuri spectaculoase. Mai mult, acesta este foarte mulțumit de rezultate, atât la juniori cât și la seniori, rezultate obținute prin multă muncă. A ținut de asemenea să mulțumească participanților și partenerilor. Mulțumire și o satisfacție atât pentru mine cât cred că și pentru iubitorii jocului de Oină. Am avut o nouă participantă din județul Satu Mare, care a reînviat Oina după o perioadă de 10 ani de pauză. Eu doresc să-i felicit, respectiv Viitorul Micula. Doresc să-l felicit pe domnul director de la Satu Mare, care se luptă, fiind destul de greu și din punct de vedere, mai ales din punct de vedere financiar. Sperăm că în viitor să avem cât mai multe echipe și să crească numărul de la an la an. Profesorul care a adus jocul de Oină în comuna Dragu, Zah Teodor, a fost foarte fericit și ne-a vorbit în câteva cuvinte despre competiția de duminică pe care o așteaptă an de an cu mare emoții. Eu în fiecare an o aștept cu mare emoții, să știți. Deși vârsta poate că nu mi-ar permite să chiar contribui așa din plin, dar nu mă pot abține, pentru că văd atâta tinereță, atâta bucurie în sufletul lor și atunci trebuie să mă implic în ei. Și am încercat să mă implic și aici cu domnul director să-l ajut să poată să înghebeze o echipă cât mai bună și, într-adevăr, să aibă o continuitate. Eu locuiesc aproape de școală, vin la sala de sport și zice, domnul director, domnul Zah, nu veniți să facem Oină? Mă, zic că o să vin, dar mai am de lucru acum. Și toate. În orice caz, mie îmi place și sunt foarte bucuros că a reînviat. Și cum ne spuneam la început, anii trecut a fost și Alba, a mai venit odată și Clujul, a venit și Bistrița, în Săud.
și cred că o să fie o competiție mai amplă acum după toate. Dar, într-adevăr, e Consiliul Local și primarul se implică foarte mult, a sprijinit. Eu mă bucur de tot și în special și de atenția dumneavoastră care o acordați sportului și în special profesorilor tineri.